Manifestarea de astăzi se dorește a fi o manifestare în memoria dedicată profesorului Ioan Dobreanu. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o să vă spun câteva din conotațiile zilei de 5 martie. Este ziua în care s-a născut cel de patriarhal Bisericii Ortodoxe Române, Justin Moisescu. Este ziua în care a murit scriitoarea Hortensia Papadan-Vengescu. Tot astăzi s-a născut scriitorul și regizorul de teatru Radu Stanca. Și este ziua în care a murit filozoful și istoricul francez Hippolyte Bey. Avem astăzi o astfel de seamă. Încep cu domnul profesor dr. Lucian Strochi, domnul Gheorghe Andrei Neagu, poetul Emilian Marcu, domnul Nicolae Năcioiu, domnul profesor Mihai Andone și partenerii noștri tradiționali din Societatea Culturală Clepsidra, reprezentată astăzi aici de președintele Cornel Paiu și de consilierul cultural, domnul Dan Dimitriu. Trebuie să vă spun că toate manifestările desfășurate anul acesta le punem sub semnul centenarului, pentru că avem șansa să fim contemporani cu acest eveniment de profundă rezonanță istorică, împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Pentru început o să îi dau cuvântul părintelui Paiu și, în calitatea domnului sale de editor al cărții lansate astăzi, vă rog, părinte. Mulțumesc și eu, domnișoare Cristina Panaite. Am simțit nevoia să îmi notez un gând, câteva cuvinte limpezi, cum le-am intitulat, la acest eveniment dedicat domnului profesor Ioan Dobreanu. De aceea dați-mi voie să dau citire acestui text intitulat Câteva cuvinte limpezi la lansarea volumului File rupte dintr-o carte, Memorii. Ioan Dobreanu a fost și rămâne pentru mine un model de intelectual, de pedagog, de prieten, de om. L-am cunoscut la un moment dat prin 2006 sau 2007, adică îndată după venirea mea în România. De-a lungul anilor a participat la majoritatea evenimentelor Societății Culturale Clepsidra, derulate la Roman, în împrejurimile acestuia și în țară, la multe dintre ele în calitate de invitat de onoare, fiind totodată membru de onoare al Societății Culturale Clepsidra și membru în Senatul Cenacului Literar Clepsidra, sub egida căruia se desfășoară și evenimentul de astăzi. Fiecare revedere cu domnia sa, fie la un eveniment sau numai întâmplător, mă bucura. Erau ocazii când mă încărcam cu un fel de liniște și pace, cu un fel de așezare umană, pe care n-am descoperit-o la nimeni așa cum am aflat-o la domnia sa. M-am întristat când s-a îmbolnăvit și m-am bucurat când, după o vreme, într-o oarecare măsură, înconjurat de dragostea familiei și a prietenilor, îngrijit exemplar și a revenit, contrazicând parcă toate negrele previziuni. Deși nerefăcut complet, l-am revăzut la evenimente, impresionându-mă încă o dată cu neostoită ai dorință de a fi prezent în mijlocul prietenilor, în mijlocul evenimentelor culturale. Schimbam atunci de regulă câteva impresii, având grijă să nu-l solicit foarte mult. Vorbea greu, obosea repede, dar își păstrase ținuta aceea impecabilă, verticală, de ardelean așezat, pe care eu cunosc, cred, toți cei care i-au fost aproape. A fost o onoare pentru mine să mă număr printre prietenii săi mai tineri. De câteva ori invitat fiind, i-am trecut pragul casei. La o cafea, la un pahar de cotnari, față de care avea o curtoazie de cunoscător. Discutam cu ușurință cu domnia sa subiecte de literatură, de artă sau de muzică. Iubea cărțile, arta, în special pictura. Iubea muzica. Era un meloman adevărat. Dovadă scrierile sale, în care sunt pasaje dedicate istoriei muzicii, demne de un veritabil cunoscător.
Îndrăgea și iubea autorii și artiștii romășcani, despre operele cărora a și scris pagini de cronici memorabile. Era un colecționar de artă, de pictură mai ales. De fiecare dată, la aceste vizite, nu mă puteam abține să nu-i admir biblioteca impresionantă și lucrările de pictură, preponderent de romășcană, care, așezate pe pereții întregii locuințe, se constituiau ca o veritabilă galerie de artă. Am fost onorat să fiu editorul cărților sale, a majorității acestora. Între acestea, romanele Mărturisirea, apărut în 2013, și Singuraticul în 2015. Am împlinit la finele anului 2017, cu împăcare sufletească și ca o sfântă datorie, alături de domnul Dan Dimitriu, prietenul devotat de o viață, aș spune, al celui născut pe meleagul Topliței, și această ediție a memoriilor, sugestiv intitulată File rupte dintr-o carte. Carte care apare în colecția Centenar memorialistică, inițiată de editura Papirus Media la finele anului trecut. Deloc întâmplător, dacă avem în vedere dragostea pentru România Mare a domniei sale și pentru Basarabia, unde prin anii 90 a predat limba și literatura română în câteva unități de învățământ. File rupte dintr-o carte este cartea vieții trăite plenar, angajat, treaz, lucid, deplin. Ioan Dobreanu este autorul unei scrieri calde, tandre, blânde, prietenoase, chiar și atunci când are de spus lucruri grave. Ori, în ipostază delicată, atunci când are de divulgat lucruri care pot deranja, Ioan Dobreanu denotă curaj nepărtinitor și frustră sinceritate. N-am să uit niciodată comuniunea de rugăciune ecumenică din cimitirul Eternitatea, care cred că a fost un dar al domniei sale. Cei trei preoți slujitori, unul catolic, altul greco-catolic și cu mine, liturghisitor ortodox, am împlinit un mănunchi trinitar ecumenic. La fila aceea ruptă, în octombrie 2017, pe care am așezat și eu o rugăciune, alături de rugăciunile celor doi părinți și ale tuturor celorlalți participanți care l-au iubit și prețuit și care cred că plutește încă, dusă de vânt către Eternitate, se adaugă fila de astăzi, nu ruptă, ci scrisă cu această lansare și cu cerneala aducerii aminte. Paradoxal, nu noi ne aducem aminte de El, mai întâi, ci El ne aduce aminte de noi, de cei care am fost, de cei care suntem, de cei care vom fi într-o clipă de comuniune, de contemplare a identității, într-o lume în care aceasta devine parcă de la o zi la alta un lux și un demers absurd, de neînțeles lumii tot mai materialiste în care trăim. Ne uitându-i deloc pe cei cărora le dedică și aceste pagini, mamei, soției, copiilor, nepoților săi și memorie înaintașilor săi, îmbinând într-un mod armonios trecutul cu prezentul și viitorul. Dacă s-au rupt filele, atunci noi avem datoria să le relipim, așa cum fac restauratorii vechilor volume, și cu azi și cu mâine să adăugăm file noi de prețuire, de fraternitate, de prietenie, de iubire, de aducere aminte, de exegeză plenară și teren, poate într-o asemănare a primăverii, care în aceste zile de început de martie câștigă din ce în ce mai mult teren, la cartea vieții prietenului nostru Ioan Dobreanu. Scriind la cartea vieții unui prieten, nu facem altceva decât să ne scriem propria carte a vieții, care numai așa capătă coerență și însemnătate. Dați-mi voie, în încheierea acestor cuvinte limpezi, formulă împrumutată din romanul Înviere a unui scriitor covârșitor, Lev Tolstoi, să adaug că ele s-au construit ca o necesitate a editorului și a prietenului. Totodată dați-mi voie să vă salut pe toți cei prezenți la eveniment și în mod special pe toți prietenii veniți de la București, Iași, Focșani și Piatra Neamț, care și ei, prin intervențiile lor, care se vor adăuga celor ale prietenilor din Roma, vor omagia personalitatea și opera de scriitor a prietenului și omului Ioan Dobreanu. Este un alt dar de comuniune și revedere pe care tot domnia sa ne-l face. Dar pentru care îi mulțumesc, așa cum vă mulțumesc și domnilor voastre pentru participare la acest eveniment. Mulțumiri deosebite se cuvin domnului Dan Dimitriu, care s-a îngrijit îndeaproape atât de editarea acestui volum, ca în puternicit al autorului, identificând resurse financiare, cât și de organizarea acestui eveniment de suflet.
întâi de toate, expresie a unei pioase prietenii. Vă doresc primăveri frumoase, pline de lumină și prietenie. Pentru cei care aveți curiozitatea să deschideți pagina Asociației Culturale Ion Dobreanu, o să găsiți acolo un motto. Era preferatul domnului profesor Dobreanu, o să îl citesc, aparține lui Nicolae Titulescu. Și chiar dacă nu voi fi far, ci candelă, ajunge. Și chiar dacă nu voi fi candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. Am încheiat citatul și în continuare o să îi dau cuvântul profesorului dr. Lucian Stroi, care va fi mediatorul și liantul cuvintelor invitațiilor noștri de astăzi. Da. Înțeleg că din motive tehnice... Uite, un fir care ne leagă pe toți, să spunem că protector simbolic. Aș vrea să încep cu începutul. L-am întâlnit pe scriitorul Ioan Dobreanu în momentul în care, dându-mi o carte, am revăzut o parte din Ardealul istoric de o puritate, de o curățenie a pământului și a sufletului absolut remarcabil. Nu mai citisem nimic asemănător și i-am spus profesorului și mi-a lămurit de ce Bilborul este zona din țară cu cea mai curată apă. Aș vrea să cred că nu e vorba numai de o apă, să zicem telurică, ci și de o apă a sufletului. Acolo oamenii sunt mai frumoși și împreună cu Toplița, cu Gălăuțașul, cu toată această zonă cu societate, formează niște metereze ale românismului. Pentru că profesorul Dobreanu, scriitorul Dobreanu, a fost un român adevărat. În momentul în care mergeam cu Dan Dimitriu de la Toplița spre Borsec, spre Gălăuțaș, Dan îmi arăta, uite, acolo e patria lui Dobreanu. Și mă gândeam că întâlnisem o singură dată în călătorile mele ceva asemănător. Pentru cei care au fost în Franța, există acea țară a lui Cézanne, când mergi spre sud, spre Marsilia. Deci, iată cum un om devine stăpânul lui Topos, fără să fie neapărat un nobil. Era, am putea spune, că numelui său îi se poate adăuga de Gălăuțaș, de societate, de Bilbor, de tot acest ținut într-adevăr incredibil. Dar aș vrea să mă refer și la alte două începuturi. Profesorul Dobreanu, scriitorul Dobreanu, trecuse printr-un prag tragic. Își pierduse ceea ce e esențial pentru un scriitor, și vocea, și mâna, pentru o scurtă perioadă. Și exact în această sală, nu cu multă vreme în urmă, într-o admirabilă solidaritate culturală, intelectuală și de suflet, rămașcanii au fost prezenți la lansarea cărții sale. Nimeni, cred, nu se gândea că va fi ultima carte anonimă a scriitorului.
S-au spus multe lucruri adevărate și am mulțumirea că am fost alături de privilegiații din acea după-amiază, din această seară, alături de mulți dintre dumneavoastră. Și cred că profesorul Dobreanu s-a simțit dintr-o dată mult mai bine. Acea revenire de care vorbea Cristina s-a datorat, cred, și acelui moment. Astăzi asistăm la un alt eveniment. Într-adevăr, să vii de la Focșani, de la Iași, de la București, de la Piatra, de oriunde, chiar din Roma, pe timpul acesta incert, ezitând între iarnă și primăvară, nu e oricum ușor. Și vreau să văd în această prezență a unor distinși scriitori, important scriitor, un gest de solidaritate, dar și de eternizare, atât a profesorului Dobreanu, colegul nostru, cât și a cuvântului care ne unește. Sigur, alături de cei din de lângă mine, sunt și alți scriitori prezenți în sală. Sunt distinși profesori. Ce are mai bun intelectualitatea romașcană? Pentru că prin Ion Dobreanu s-a pierdut o valoare sigură. Și când spun profesorul Dobreanu, mă gândesc la faptul că impunea acest titlu. Era profesorul cu ochi albaștri, cu ochelari, cu un zâmbet discret, ușor enigmatic, extrem de bine pregătit, extrem de muncitor, dar bănuiesc că nu mi-aș imagina niciodată că distinsul intelectual a avut o viață ca cea pe care o găsiți în cartea care vă este prezentată astăzi. Adică un autobildungsroman perfect articulat. Și aici deschid o paranteză când Părintele Paiu și mai ales Dan Dimitriu mi-au spus că au un manuscris a scriitorului Ioan Dobreanu, am avut o ezitare. Pentru că, din păcate, postumele se ridică foarte rar la nivelul antumelor. De ce? Nu e o carte închegată, finalizată sau ceva. Cartea de față contrazice această apreciere. Și prietenii mei și ai dumneavoastră vor avea curajul, inspirația, plăcerea să comenteze această carte. Și am să încep cu poate cel mai sudic oraș de provincie, Focșani, orașul unirii noastre, deci simbolice. Și am să-l rog pe poetul, prozatorul, criticul, editorul Gheorghe Andrei Neagu să spună câteva lucruri, așa cum știe romancierul, primul rând. Romașcan. Și romașcanul, da. Deși, mă rog, într-un episod părea născut într-un sat, dar hai să spunem că probabil în protoistorie și român era un sat. Așa. Pentru că domnia sa are știința pastilelor. În revista sa, Oglinda Literară, nu odată reușea, lucruri pe care le invidiez și acum sincer, să prezintă o carte, oricât de complicată, în câteva rânduri. Și mult să mai dea și poza. Nu. Deci, dacă reușea o carte în câteva rânduri, vă dați seama ce va face acum. Va fi un adevărat regal.
Păi dați seama că sunt de-a dreptul impresionat, mă și opric. Ca romașcan, mă bucur că atmosfera de aici este într-un fel unică. De ce? Sunt puțini, puține orașe care știu să te facă onorat și după ce nu mai ești. Acest autor a fost iubit de lumea scriitoricească și cât era în viață, dar iată-l iubit și acum când nu mai e printre noi. Și asta cred că, în primul rând, îi se datorează lui Dan Dumitriu. Sunt cam blocat, nu știu de ce nu mă exprim mai repede, dar când sunt în fața unor oameni care știu să-și dăruiască din timpul și din prinosul lor tipăririi unei cărți, al uneia care nu mai e printre noi, credeți-mă că vă invidiez. Nu vreau să spun că sper să fie și la Focșani plătată un Dan Dumitriu, un Cornel Paiu, care să încerce să-l adune pe undeva, în memoria cuiva, oamenii în subsemnul culturii. Cartea care o am în față, File rupte dintr-o carte, am publicat în câteva numere din Oglinda Literară, când încă nu-l cunoșteam prea bine pe autor. Ioan Dobreanu l-am cunoscut când am venit la Roma în cu alt prilej, în fostul liceu, nu, actualul liceu, dar unde eu am învățat cândva acolo, Roma Codă, unde în amfiteatru a venit un domn cu o figură tăioasă, cu care nu prea își permitea glume cu dumnealui și care mi-a întins mâna și a zis, eu sunt Dobreanu. Și atunci am aflat și eu cine era care mi-a trimis mie să public din ceea ce avea să fie mai târziu o carte. Cartea are o sensibilitate aparte. Omul ăla cu figura aceea de vultur, nu mă așteptam ca să găsesc alcătuiri de genul acesta. Când îmi vizitez meleagurile natale la intrarea în Tropița, dinspre Gălăuțaș, lângă șosea, mă opresc în fața unei case mici, de mult timp părăsită, pe teoculușe și pe veresă bătute cuie căscânduri, în cuie scânduri. Pe acel prag pășea seara când venea la o întâlnire, poate certată de mama ei, că întârziase o fetiță de numai 14 ani, îmbrăcată într-o bluză albă. Punct. Ce vreți mai mare sensibilitate decât să încheie un capitol în halul acesta de poetic? De ce spun asta? Pentru că, în general, prozatorii, memorialiștii, au în față alte lucruri decât cele care țin de cord, de inimioare. Ori el, cum a fost bolnav de inimă și mai ales operat, de câte știu eu, mă surprinde că are o sensibilitate atât de mare și îmi explic de ce și-a obosit inima de a ajuns sub cuțitul unui chirurg. Mă bucur, în schimb, că a rămas în urma trăirilor sale spirituale, din copilărie, de unde vreți, elemente care țin de o sensibilitate aparte. Mai am întotdeauna un respect deosebit când tot domnii sale îi datorez că ne-am împrietenit atunci, treacă mea, ca să mă trezesc după aceea că mă susține împreună cu Dan Dumitriu ca să devin cetățean de onoare al municipiului roman. Și când el mi-a făcut laudatio, să-mi dau seama că chiar mi-a citit unele dintre lucrările care le avea și astăzi îi port acea recunoștință. E adevărat că a fost cetățean făcut colegul meu care era fost securist al statului român, Timofte, dar post-morte. Probabil că în primăria de aici numai post-morte poți să ajungi cetățean de onoare. Dar nu nimic, eu mai am încă să mai stau încă viu și să slujesc pe Dobreanu și
în memoria lui, să-mi amintesc de fiecare dată că a existat așa cum merită să fie un intelectual pe aceste medeapuri. Mai am încă o serie de lucruri care zic eu că ar putea fi descoperite de dumneavoastră când veți lectura acest volum. Omul, în general, este supus unor pasiuni mai mult sau mai puțin comune. Dobreanu avea alt fel de pasiuni care îl făcea să fie undeva mereu un fel de lider. Și un lider nu numai în plan profesional, pentru că am înțeles că a condus cercul profesorilor de limbă și literatură română, unde erau școlile din Arșu, din Tăpășeni, Poenari, Horia, Cotuvanu, Șion Creangă, Valea Ursul, Bozieni, Onișcani. Adică erau multe lucruri din acestea care veneau să-i dea seva spirituală de care are nevoie un scriitor. Cert este că n-am avut niciodată în viața memorialistică altă senzație decât că acest profesor, acest autor, se ducea în străinătate să facă o vizită în Viena, să facă alta în Veneția, dar întotdeauna se ducea și cu interes cultural, nu se oprea numai la sarmale, napolitane, sau știu ce, cum se duce de regulă turistul, ci el lua un carnet și-și nota câte ceva despre Michelangelo, câte ceva despre știu ce altă valoare a lumii artistice europene și ne-o aducea și nouă în dar. Am întâlnit adeseori lucruri legate de Basarabia, am întâlnit adeseori amintiri din rubele de la Cricova, nu știu cât de mare băutor era, dar spune că cineva glumind spunea că cu aceste vinuri negre din Basarabia se face perfuzii pentru a salva de la andropauză toți bărbații de acolo. Carte plină de aceste șarje amicale care pot pe undeva să te țină în priză la o lectură până când ajungi ca să o citești din doască în doască. Dacă vreți, el are și niște lucruri prin Sicilia, de la Messina la Siracuza, care m-au surprins cu totul și cu totul absolut nemaipomenit, în sensul că de n-aș ști niciodată care sunt cele 10 porunci ale mafiei Cosa Nostra. Și iată locul cu carnețelul, profesorul, și-a notat, 1. Nu comite adulter, dacă ești însurat, spală-ți rușinea cu sânge sau îți pierzi onoarea, 2. Asta a fost, 3. Nu cere divorț, 4. Nu te căsători cu fica cuiva despărțit sau divorțat, 5. Nu face curte rudelor celor de la poliție și continuă tot așa până când ajungi la a 10-a poruncă. Ei, nu vă supărați câți din noi am fost pe unde am fost, dacă am întâlnit noi pe undeva lucrurile acestea. Ori, Dobreanu s-a dus și s-a interesat și ne-a dezvăluit și nouă lucruri absolut inedite. Și cartea e plină de asemenea lucruri care stârnesc, nu numai curiozitatea, dar ne și îmbogățesc pe undeva în momentul când ajungem la finalul ei. Și cred că nu veți regreta niciodată, pentru că ați ținut în mână această carte și că ați dat chiar bani pentru ea și ar fi minunat. Eu am găsit un dicton care spune ferice de cei care prețuiesc banul tot atât de mult cât și cultura sau cultura tot atât de mult cât și bani. Poate că în sală se găsesc și oameni făcători de bani care iubesc cultura și ferice dacă sunt aici. Dacă nu, Dan Dumitriu îi va găsi pe undeva și îi va aduce alături de cultură. Oricum, vă spun că am fost impresionat profund de gestul domniei sale și a asociației Clepsidra de a face în memoria unui om care, hai să spunem că el nu a fost un mare scriitor, dar a fost un om sensibil și dăruit cuvântului.
sub diverse forme, și profesional, ca profesor de română, am învățat atâția și atâția românași să învețe, să grăiască cu adevărat limba română, dar și în scris a dovedit că el este și pregătit pentru a ne înfiora cu niște cărți care, din nefericire, n-au fost mai multe. Aș fi vrut să fie mai multe, să fi fost mai multe. N-am avut acest noroc și credeți-mă că rămân în continuare același om iubitor de roman, de romașcani, mai ales când iubesc literatura, așa cum este bine unei cetăți culturale, mai ales că romanul a fost chiar cetate domnească. Și atunci, cu atât mai mult se cuvine ca flacăra culturii să fie aici vie în permanență. Vă mulțumesc că o țineți așa cum trebuie, aprinsă. Deci vă dați seama cum arată o pastilă a scriitorului Gheorghe Andrei Neagu și cam cum arată un roman al domniei sale. Deci trebuie să fie un roman cu neapărat. Am înțeles o emoție. Sigur, ar mai fi de spus ceva, plecând din cele spuse de prietenul nostru, a tuturora. În cartea aceasta, Ioan Dobreanu apare în câteva ipostaze dintre cele mai interesante. Cu o cărmeșoaie și cu picioarele goale, un pui de țăran, mergând kilometri întregi, fiind cel mai mic dintre cei din jurul lui, care, într-adevăr, cum bine sublinia domnul Neagu, un lider. El a fost întotdeauna un lider. În această calitate a fost și un om extraordinar de cinstit și de drept. Într-un moment tragic al istoriei noastre, și mă refer la anul 1940, când, știți foarte bine, s-a pierdut Ardeal de enorm și granița a ajuns tocmai prin acea zonă, puiul acela de om are luciditatea să arate cu degetul spre istorie, să deplângă soarta tatălui său, care, culmea, este trimis să facă între altele și metroul din Budapesta și să facă un fel de muncă patriotică, involuntară și așa mai departe. Dar în același timp are puterea de a nu condamna un popor sau etnie. Chiar dacă ar fi avut toate motivele să o facă. Apoi, acest vultur de care se vorbea s-a manifestat în câteva rânduri. Și mă gândesc la faptul că el a urât întotdeauna politrucii, oamenii jumătăților de măsură, cei care se fofilau, cei care erau permanent sub pictori în orașe. Deci sunt pagini admirabile și are curajul să răspundă pe nume. Eu am cunoscut asemenea personaje și merită să le regăsiți în carte, cum ar fi Corneanu sau alții care apar foarte clar în roman. După cum apar și nume luminoase, cum e colega sa Violeta Lăgătușu sau profesorul Gheorghe Amenciobanu sau... Deci, sunt date cu nume. Deci, ceea ce părea un autobildung roman de roman, unei informații, se transformă treptat într-un roman picaresc și apoi într-un roman
realist și chiar un reportaj enorm, deci ca structura cărții. Dar scriitorul Gheorghe Andrei Neagu ridică o problemă, și anume acuitatea cu care acel puite țăran vede străinătatea, cu un ochi curat, proaspăt și nu întâmplător, cele două coperți, 1 și 4 ale cărții, se referă atât la peisajul atât de drag lui, prima copertă, și apoi la, dacă vreți, un mozaic cu imagini din toată Europa. Pentru că el a văzut în acea Europa o replică la pământul natal, s-a adăpat la cultura altor popoare, a adus pentru el și pentru ceilalți ceva din frumusețile pe care le-a întâlnit. Și în afară de cele pomenite, sunt multe asemenea pagini. Gândiți-vă că un capitol întreg este dedicat Vienei, de pildă, și așa mai departe. Avem ghinion în seara asta, să dăm numai de scriitori de o complexitate deosebită, încât nici nu mai știm ce se consideră. Poeți, critici, prozatori, dramaturgi, traducători sau ceva. Din dulcele târg, unii ziceau chiar diabeticul târg al ieșilor, vine să fie alături de noi unul dintre cei mai mari poeți, spun asta pentru că ultima carte a domniei sale pe care am citit-o e o carte de poezie, una din marile cărți ale Neamului, se numește Sfera de Pământ. E vorba de Iulian Marcu, căruia îi cedez microfonul puțin mai târziu decât încerca să s-o facă subtil Gheorghe Neagu, răpindu-mi plăcerea de a vă mai adresa câteva cuvinte. Dragi prieteni, sunt emoționat, sunt și trist, dacă vreți. Mulțumesc prietenului meu, poetul Lucian Strochi. Sunt trist pentru că ar fi trebuit să începem cu totul altfel această manifestare. Și anume, dar cred că se va întâmpla această chestiune la sfârșit, că nu vreau să o facem acum, să păstrăm un moment de reculegere. Cred că așa trebuia să începem, să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost prietenul nostru, profesor Ion Dobreanu. Dacă vreți, e foarte bine, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Domnișoara director ne amintea că toate manifestările din acest an de la biblioteca din orașul Roman și din orașul Roman și din România se desfășoară sub anul centenarului. Cu atât mai mult comentarea, discutarea, prezentarea acestei cărți de file rupte dintr-o carte a profesorului Ion Dobreanu se înscrie în această generoasă sintagmă. Romanul său, și aici îl contrazic un pic pe prietenul meu, Gheorghe Andrei Neagu, cum că profesorul Ion Dobreanu n-ar fost un prozator mare. Prolific. N-ați spus prolific. Da, dacă ați spus prolific, e bine. Dacă n-ați așa, a fost un prozator nu știu cât de mare, nu știu cât de mic. În mintea mea,
scriitorii nu sunt cartofi. Nu putem cântări, nu îi putem compara între ei. El a fost și rămâne un romancier foarte puternic pentru momentul, mai ales pentru momentul Marei Uniri a României. Primul său roman pe care l-am citit eu, Mărturisirea, așa, despre care am și scris și am publicat în această carte, Vitrina Cărților, volumul 2. Iată că îmi fac și reclamă cu această ocazie, vreau să mă scuzați. Chiar despre aceste întâmplări extraordinare din Bucovina, din Basarabia, din Ardeal, din Moldov, din România regățeană, despre aceste forme vorbește. Este o carte zguduitoare. Mi-a plăcut în mod cu totul și cu totul deosebit. Dar să mă apropii, să nu vă țin prea mult de vorbă, pentru că au făcut-o cei dinaintea mea. N-aș spune că n-au făcut-o bine. File rupte, dar recuperate. Editura Papyrus Media, cu un corp editorial extrem de serios, de profesional și de sever, compus din Alexandru Mihăilă, redactor șef, editorii Dan Gabriel Arbătescu și Cornel Paiu, consilier editorial Lucian Stroich, sub egida Societății Culturale Clepsidra, o societate ce se impune tot mai mult în arealul culturii naționale, prin amplele sale programe, aduce în fața cititorului o nouă carte, de asta dată o carte de memorialistică, a regretatului profesor, prozatorul Ioan Dobreanu, cu o prefață scrisă de Gheorghe Ameciopan, decanul de vârstă al intelectualilor nemțe. Calitățile indiscutabile de prozator și în mod special de romancier cu care ne-a obișnuit Ioan Dobreanu, desfășurate pe spații ample și prin timpuri destul de vaste, se pot observa cu multă acuratețe și în aceste file rupte dintr-o carte, pe care eu le-aș fi numit file rupte dintr-o viață de om, așa cum a fost ea, cu bune și cu rele, cu bucurii și cu necazuri, file devenite memorie afectivă, file în care se regăsesc o serie de contemporani, unii viețuitori, iar alții din nefericire nu. În fond, aceste file rupte surprind existența umană, de la naștere și până la senectute a unui povestitor foarte harnic, devenind personaj al propriilor sale amintiri, amintiri notate meticulos pe aceste file pe care se pare că totuși le-ar fi dorit rupte, fie din discreție, fie din dorința de a nu deveni publice. Ele sunt substanța epică prin care eroul principal este copilul venit dintr-un sat de munte, sat cu suficiente probleme de-a lungul istoriei. Făcând o trecere în revistă, în primul rând al cătunelor natale, Prelucă și Zapode, cu oamenii de acolo surprinși în ipostaze diferite, cu datinile și cu obiceiurile locale, cu nume de identitate, fie reale, fie porecle, Ioan Dobreanu se apropie pas cu pas de primele lui amintiri despre părinți și despre bunici, mai ales cei dinspre mamă, constituind de fapt o seamă de tipologii umane, de comportamente, dar și o adevărată topografie exactă a locurilor natale. Amintirile lui Ion Dobreanu sunt etajate pe mai multe etape ale existenței sale. Anii copilăriei până la război. Cum a văzut un copil războiul și pe bravii ostași sovietici? Paranteza se citi, ironia aproape cinică. Apoi, primii ani de după război, primii ani de școală, anii de gimnaziu, cu toate avatarurile inerente. Familia, satul de după 1948, ani de maximă cotitură în viața tradițională a satului românesc și nu numai. Și multe, extrem de multe mutări cu familia, dar mai ales singur, în diferite locuri, ca elev și muncitor, ca seralist, ca muncitor, ca militar, ca student, dar și ca profesor când devine familist. Ai putea spune, după lectura acestor file rupte, că Ion Dobreanu a fost un adevărat globetrotter,
cu sau fără voia sa, în conturarea personalității și un om al disperării în situație limită pe care uneori nu și-o poate înfrâna. Vezi reacția aproape violentă cu directorul Direcției Sanitare din Iași, pe care încearcă și reușește să-l convingă pentru aprobarea detașării soției sale, medic și mamă. Nu lipsesc amintirile de student de la Universitatea Ieșeană Alexandru Ioan Cuza, cu o catalogare destul de precisă a unor cadre universitare de nădejde, ghilimele, expresia îi aparține, dar aparține și acelor vremuri cu care a trebuit să-și desăvârșească drumul spre a deveni profesor. Aș face aici o mică paranteză, spunând că și prietenul nostru, profesorul Alexandru Mihailă, și-a trăit studenția tot cam cu aceiași profesori și sunt convins că despre unii are păreri cu totul opuse. Cu multă acuratețe sunt descrise și emoțiile primei iubiri, a primelor plimbări prin Copou, a primelor concerte sau spectacole de teatru, sau primele și emoționantele așteptări pe scările din fața bibliotecii universitare, a primei invitații la dans, etc. Foarte atent sunt descrise traseele turistice, prin țară, dar și prin străinătate, de unde se poate desprinde că autorul avea un gust rafinat, o pregătire solidă pentru fiecare plecare, la început prin țările comuniste, apoi prin întreaga Europa. Din fiecare călătorie el notează plăcerea, dar și bucuria de a atinge cu mâna sau cu pleoapa opere de valoare, rememorarea vieților unor mari personalități culturale universale, în definitiv aceasta fiind, de fapt, marea sa călătorie, dar și plăcerea de a consemna ceea ce a văzut, în speranța că se vor găsi și alții care să se bucure de acele frumuseți, demonstrând că, în fond, el este un generos. Printre aceste file rupte dintr-o carte, putem descoperi și multe note și notații strict personale, care, după părerea mea, nu trebuiau să-și găsească locul în această carte. Ce este această carte? O autobiografie, fie și romanțată, detaliată, o privire socioculturală, o analiză a unei societăți supuse unor multiple experiențe, un documentar despre viața de zi cu zi în satele românești bulversate de istorie, o sinteză a datinilor și obiceiurilor sau doar notarea cu multă acribie și acuratețe a emoțiilor primelor iubiri. Din fiecare din cele notate mai sus de mine, cititorul acestor file rupte poate descoperi o lume pe care cineva a trăit-o și pe care poate că am trăit-o fiecare dintre noi și din care avem atâtea de învățat. Fără să vrea sau poate cu că intenționat, Ioan Dobreanu continuă să fie și postfestul, învățătorul, educatorul, profesorul care modelează suflete, care dă speranțe că mai ales satul românesc este etern. Demersul editurii Papirus Media pentru a publica aceste memorii este unul benefic. Vor fi și unele personaje din această carte ce se vor regăsi și nu, în cele mai desăvârșite ipostaze, dar ele trebuie să știe că acestea scrise aici sunt doar păreri și subtile observații și nu judecăți de valoare absolută. În fond, fiecare dintre noi putem avea unele opinii care nu coincid mereu cu realitatea. Așa că, adevăr, a spus în prefața sa distinsul profesor Gheorghe Ahmed Ciobanu. Ioan Dobreanu este un autor care vorbește cu el de ale lor, după ce scrie și o cronică pentru noi, cu mereu același condei, dar fără nici o pieptănare. În cuvântul său, Ioan Dobreanu spune: bune sau rele, izbânzi și greșeli, traume psihice, dar și iubiri care m-au înălțat, prietenii durabile, dar și trădări, le-am trăit pe toate și mi le asum. Poate că absența acestui pieptene, la care face trimitere prefațatorul, numit autocenzură, face volumul de memorii și mai interesant, și mai atractiv, și mai necesar. Sunt convins că dumneavoastră, care într-un fel sau în altul sunteți, chiar dacă nu sunteți nominalizați, numiți în această carte, sunteți personaje ale acestor pagini, sunt convins că vă veți regăsi, că veți da credit autorului,
și veți avea un cuvânt bun de spus pentru curajul lui Dan Dimitriu și celorlalți din echipa de redactori și consilieri de la editura Papirus Media. Să știți că a tipări o carte este aproape o jertfire. Numai cei care nu participă la actul de editare, nu mai spun de actul de creație, la actul de editare, nu-și pot da seama câte probleme ridică apariția unei astfel de cărți, a unei cărți cum este aceasta, care este o carte totul specială și specială pentru faptul că autorul nu mai poate fi consultat. Am avut și eu experiența cu un prieten de-al meu, și după Mihail îl știe foarte bine, cu poetul Nicolae Manea, pe care l-am editat, l-am publicat postum cu unicul său volum, Unde este țara bursucilor, și am avut extrem de multe îndoieri, extrem de multe probleme și nu aveam cine să mă consult, pentru că erau niște expresii strict aparținătoare poetului, așa cum bănuiesc că s-au regăsit și în acest manuscris care a devenit astăzi carte. Dar au trecut peste toate aceste lucruri, hai să le spunem minore, și cartea și-a văzut trupul ei viu și umblător în fața dumneavoastră. Vă doresc lectură plăcută, vă doresc o primăvară frumoasă și să ne vedem de fiecare dată cu aceeași inimă deschisă ca în această după-amiază. Vă mulțumesc! Mă leg de ultimele cuvinte ale lui Iulian Marcu și aș vrea să cred că până la urmă orice carte e o pasăre. Și ca orice pasăre are două aripi, coperta 1 și coperta 4. Și pentru că au fost evocate câteva nume, începând cu Dan Dimitriu, se cuvine să amintim și contribuția pe care Eva Lazea a avut-o la această carte, tehnoredactând-o, asigurând pozele, colajul, coperțile 1 și 4. Și o rog pe Eva Lazea, chiar dacă se ascunde în public, să ne spună câteva din lucrurile cu care s-a confruntat atunci când a lucrat la această carte. Sincer să fiu, mi-a fost destul de greu, pentru că nu puteam să comunic cu domn profesor, era perioada înainte de a plecat dintre noi cam o lună, am terminat de scris cartea și cu dânsul am mers la copy center și am scos un exemplar așa cum se vede acum. A fost foarte bucuros când a văzut-o și așteptam cu mare entuziasm în acele zile ca să o vadă tipărită. Iată că Domnul l-a chemat la dânsul mai devreme și n-a putut să vadă acest lucru. Mi-a venit foarte greu pentru că am primit de la dânsul manuscrisele în caiete, scrise de mână. Cred că două sau trei persoane au fost care l-au ajutat pentru că scrierea era diferită și sunt foarte, când ar fi o să citiți această carte, sunt foarte multe denumiri din țările pe unde am plecat în excursie și mi-a venit greu să le scriu corect. A trebuit să le caut pe Google, pe internet, ca să le scriu aceste denumiri corecte. În continuare, aș vrea să-mi dați voie să citesc o poezie scrisă cu această ocazie.
și am intitulat-o Amintirile unui suflet bogat. Aici scodrii întinși cu brazi și falnicul meu plai. Aici bătrânii au suflet cald și ochii cu lumină plini. Aici este întregul rai și îți vine doar să te închini. Să pășești merit pe acest pământ, el îți sărută tălpile când mergi, îți primește lacrima când plângi și te răsplătește când ești flământ, îți este leagăn și uneori pat și leac îți dă la orice boală. Un om cu sufletul bogat a plecat din casa mamei sale și n-a uitat pe unde a mers să închidă ochiul către jale, privea cum florile înfloresc pe dealuri și pe vale. Ascultat cum mierla cântă și roadele se bârguiesc, cum se avântă prin văzduh cântecul de ciocărline, dar le-a lăsat pe toate într-o zi, ghidat pe drumul de un destin. Când după mulți ani a revenit, erau doar crucile tăcute și amintirile ce rătăceau pe dealul și pe lungă. Pe toate le-a păstrat în el memorii și călătorii. Semințele tăcerii au încolțit și duc prin vreme mai departe recolta amintirilor ce-i strânsă pe toate filele din carte. El și-a iubit foarte mult plaiurile natale, așa cum a spus dumneavoastră. Mergea aproape anual să le vadă, iar ultima vizită o veți găsi în carte, descrisă exact așa cum este. Eu nu pot decât să evit. Dumnezeu să-L odihnească în pace și să-L ierte. Iar noi să ne bucurăm de aceste pagini care sunt scrise foarte frumos. Pe mine m-a atins adânc în suflet, pentru că este în această carte o cultură deosebită din toate domeniile. Mulțumesc! Iată cum și într-o întâlnire de suflet poți afla lucruri interesante și iată cum o carte postumă devine brusc antumă, de vreme ce autorul a văzut acel exemplar. Aș vrea acum să dau cuvântul unui distins profesor și el s-a lansat cu nu multă vreme în urmă, cu trei cărți. E vorba de profesorul Mihai Dobe. Plecând chiar de la titlul cărții Fire rupte dintr-o carte, o carte din aceste fire rupte este o carte excepțională, așa cum au remarcat antivorbitorii mei. Și gândindu-mă că cu 2-3 ani în urmă am mai publicat o carte care de asemenea a fost, zic eu, foarte, foarte bună și am avut onoarea și atunci să spun câteva cuvinte despre ea, singur articol. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă autorul mai trăia și ar mai fi rupt și alte fire din cartea vieții sale pe care Dumnezeu a întrerupt-o la un moment dat. Pentru toate aceste activități pe care le-a făcut și scrierile sale în mod deosebit, regretăm trecerea înainte de vreme, dacă Dumnezeu așa căutat să-l chemi și să-l ducă la dânsul, acestui om care era în anii secne tot el la o calitate deosebită de exprimare în cărțile pe care le-a scris. Și de aceea mă alătur și eu celorlalți care au vorbit înaintea mea să-l fericit pe domnul Dan Dimitriu și societatea Clepsidra pentru efortul pe care l-au făcut de a scrie, de a publica postum o lucrare cum nu prea se întâmplă la noi, cel puțin la noi în roman, despre un om de mare valoare, dar și-au dat și seama probabil că nu trebuie să fie trecută în uitare cu o asemenea lucrare foarte bună. Deseori m-am întrebat dacă, și acum am găsit într-un fel răspunsul, dacă acest Ioan Dobreanu, profesor Dobreanu, s-a gândit exact cum a făcut un critic ardelean foarte important cu vreo 10 ani în urmă, care a spus, a scris un roman și în care a vorbit foarte mult despre confrații săi în domeniul literaturii, dar a cerut să fie publicat postum.
Și mă gândeam, citind această carte, dacă nu așa ceva s-a întâmplat și cu domnul Dobreanu. Bineînțeles că răspunsul rămâne ambigu acum, deci din ce și se spunea din eu, de abia aștepta să fie publicată cartea, nu cred că a fost așa. De ce spun? Că sunt niște lucruri, într-adevăr, foarte dure scrise în carte. Cei ce remarca domnul Strochi cu acest cornean, inspector la Inspectoratul Școlar Neamț, despre care el spune că era un om foarte slab, o nulitate, cam așa ceva, și că era informator al securității. Asemenea lucruri veți mai găsi vorbind și despre alți profesori, și în special de cei de la Roman Vodăl, în care vorba aia cu nume și prenume apar în carte și cu faptele lor, în care au fost infierați pentru cei ce au făcut, dar vă lăs dumneavoastră plăcerea să-i descoperiți despre cine este vorba și foarte mulți acolo, dar nu numai la Roman Vodăl, deci din aria din care el a funcționat. Faptul că spune la un moment dat că anumite binevoientoare, cu ghilimele de rigoare, au intervenit pe lângă soția lui, spunându-i fel de fel de bazaconii referitoare la el, că această doamnă a ajuns în pragul divorțului, chiar a introdus acțiunea de divorț și după aia, după ce s-a convins despre ce este vorba și a retras acțiunea, faptul că spune despre o cumnată a mamii sale, iertați-mi expresia, dar citesc din carte, că era cam rea din muscă, faptul că spune alte asemenea lucruri în carte, te stănește interesul. Chiar dacă, poate, așa cum spunea domnul Marcu, poate nu toate astea ar trebui să apară acolo, dar a simțit nevoia să le spună. Vorbește foarte mult și despre șpăgile, în special cele din învățământ care se dau pentru transferuri, pentru a ajunge inspector la inspectoratul școlar, pentru alte favoruri pe care regimul de tristă amintire, dar deci nu vorbim și de asta de astăzi, îl mai practic în continuare. Și, bineînțeles, toate aceste lucruri arată că a fost un om cu verticalitate deosebită. Îmi amintesc că scrie acolo cum în primele zile ale Revoluției la Roma, împreună cu inginerul Scatu, a plecat la București, acolo cu camioane întregi de alimente și cei ce mai erau de la fabrica de zahăr pentru cei răniți care erau acolo în București sau cei care aveau nevoie. Acest om a fost deopotrivă și țăran și muncitor, despre faptul că și intelectual. La început că vieții sale în copilăria asta, într-adevăr, spunea domnul Sroc, a mers în cămașă, în ismene, cum se spunea la țară, discurs, a fost cu vitele, cu oile, a participat la toate evenimentele deosebite ale satului, nunți, sărbătorile de iarnă și, în sfârșit, toate acestea sunt descurse cu lunți de amănunte. Ca muncitor a lucrat pe un șantier la Bicaz, iar ca profesor și-a desăvârșit acreditații în diferite alte instituții de cultură. El a fost, se arată tot în această carte, a avut peste 10 de domicilii și locuri de muncă, ceea ce înseamnă că a avut o viață oarecum zbuciumată. Acest om are un mere deosebit pentru că evocă și evenimentele istorice privite printr-o prismă literară. Vorbește și el despre dictatul de la Viena, despre pactul Molotov-Ribbentrop, despre atrocitățile la care s-au dedat austrieci și în special unguri, dar și rușii când au venit, când fetele trebuiau să fie ascunse prin păduri, pentru că știți dumneavoastră care era predilecția rușilor pentru tinerele fete. Așa, și multe alte lucruri sunt foarte interesante pe care nu insist prea mult asupra lor. Această carte are două părți componente. O primă parte este un fel de autobiografie, dar se referă nu numai la copilăria și tinerița lui, până în anii senectuții. Și partea a doua sunt aceste trasee turistice în țară și în străinătate. În legătură cu prima parte, adică cei ce scrie el despre, nu folosește prea multe figuri de stil, metafore, comparații, este o carte document. După ea s-ar putea face un film și el nu vrea satul de odinioară să fie trecut în uitare. Ceea ce a fost el când era copil, se duce acum anii senectuții și verifică, face o comparație între ceea ce era atunci și ceea ce nu mai este astăzi. Mi-a plăcut încă un lucru pe care l-am văzut în diferite filme, în unele cătune, de asemenea, nici în Transilvania,
Oamenii când muream, erau înmormântați în curtea casei, lângă livadă. Acolo se simtă mai aproape, acolo unde nu erau cimitire. Și multe asemenea exemple foarte interesante. Vorbește și despre prietenii lui. Nu știu dacă unul din cei doi care am se pomenesc acum sunt aici în sală. Au de un profesor Ciobanu și domnul pe care îl văd acolo în spate, în spatele lui doamna de la bibliotecă, ziceți dumneavoastră numele că vi l-am uitat. Nu. Domnul Colescu. Vorbește despre ei cu călătoriile pe care le-au făcut pe bicicletă, în special trecerea Transbăr-Gărășan, au fost pe Ceahlău, în diferite locuri din țară, dar ce-i ce remarc la dânsul este un lucru absolut despre orice eveniment sau localitate pe care o scrie, descrie cu lucruri de amănunte și evenimentele din jurul ei, adică evenimentele sociale, economice, politice, culturale și de altă natură, religioase, și lucrul acesta te face curios. Dom'le, pe unde a trecut ăsta? Ori n-am să mă ajung și eu vreodată. În ce se privește, pentru că spunem de doamnă, partea a doua este dedicată soției sale. Eu cred că el a iubit-o foarte mult pe doamna Lucreția și acest lucru se vede din faptul că îi dedică o jumătate de carte ei și mă apară faptul că de multe ori ea, fiind doctoriță, s-a fost mutată pe serviciu în diferite locuri. Și vrând nevrând s-a dus după ea, că n-a avut ce face, mai ales că aveau și doi copii, care trebuiau întreținut și nu voiau să renunță la un salariu. În partea a doua, din care vă spunem adineori, el vorbește despre călătoriile pe care le-a făcut în Republica Moldova, unde a și funcționat, despre Uniunea Sovietică, Ungaria, Austria, Cehia, Belgia, Olanda, Anglia, Spania, ajunge în Italia și vorbește și despre mafia italiană cu cele 10 porunci. Acele e o blasfemie. Aici cred că a greșit-o. Nu trebuie. 10 porunci sunt cele date în Biblie de către Iisus Hristos. Și aceste lucruri pe care le face vorbește în Italia despre Sicilia, despre vulcani, despre vulcanii pe care i-a întâlnit acolo, despre statul papal, despre Roma, despre Veneția, Milano și vorbește, evident, și despre Grecia. Atât de bogată este această carte în conținut, atât de interesantă este, eu o recomand din tot sufletul ca fiind una dintre cele mai bune cărți. Iar Dobreanu, regretatul profesor Dobreanu, a fost unul dintre cei mai mari scriitori din Roma, dacă nu chiar cel mai mare. Dumnezeu să le fie. Bravo! Vorbeam de topos, de faptul că fiecare scriitor își construiește un spațiu al său, un timp al său și mă gândeam la acest traseu extraordinar pe care l-a străbătut Ioan Dobreanu, de copil, de adolescent, școlile prin care au trecut, descrind cu o extraordinar de mare finețe, uneori cu tristețe, uneori cu umor, un umor mai amărui anumite lucruri. Vă dau un simplu exemplu, la un moment dat nu este primit la o școală pentru că părinții lui erau colectiviști. Dar în satul lui, sat de munte, nimeni nu era colectivist pentru că nu era colectiv. Deci, un absurd total. Dar pentru că vorbeam de radiografii, se cuvine să remarcăm tăietura de lasă din multe dintre paginile sale și să rugăm pe un specialist în lasă, un inventator, să spună ceva despre inventatorul Ioan Dobreanu. Mai ales că s-a spus, a fost și țăran, și muncitor, și intelectual, deci a acoperit toate categoriile. Poți. Vă mulțumesc foarte mult. Sigur, am emoții în fața dumneavoastră. De ce ar trebui să îndeplinesc un percep biblic, în primul rând? Cei de pe urmă vor fi cei dinainte. Eu sunt ăla și nu știu dacă voi reuși să recuperez. O să vă puneți întrebarea de ce domnul Dobreanu, de ce Romașcanul și Romanul. Simplu. Nimic nu e întâmplător. Am ajuns acum 8 sau 10 ani cu aproximație în Roma, la primul congres de antropologie. Nu sunt istoric, nu sunt antropolog, dar m-a rugat domnul majorul, organizatorul, profesorul,
mă preocupam de antropologie sub sensul tehnic, de datare a artefactelor. Aici am cunoscut adevărata cultură multidisciplinară, ca să zic așa, romașcană și o parte mică din valorile romanului. Nu că n-ar avea multe valori, și am cunoscut. Dintre valorile cunoscute a fost și domnul Dobreanu. Trecând de multe ori prin Roma și spre Iași, m-am întâlnit aproape de fiecare dată din acel an, cel puțin o dată pe an, cu domnul Dobreanu. Cărțile care le-a scris dânsul, și am fost la vreo două lansări de-a lungul timpului, mi le-a trimis prin poștă, cel puțin la care cel care am fost, și le-am răsfoit cu drag. Ce concluzie am tras? Am tras concluzia pe care chiar dânsul mi-a insuflat-o, cât de greu e să fii în rândul lumii și cât de greu e și, sau și mai greu să fii om între oameni. Asta am reușit eu să învăț tânărul din mine, ghilimele, așa, de la domnul Dobreanu. De la domnul Dobreanu am reușit să învăț că arta, cultura, sunt toate aspectele, sunt fațete ale aceluiași diamant, dar șlefuite diferit. Firele rupte dintr-o carte sunt fațetele acelui diamant. Cartea lui domnul Dobreanu, eu aș vedea-o ca o adevărată frescă socială. Și această frescă socială ar fi nemaipomenit să o răsfoiască tinerii din zilele noastre. Să vadă cât de greu se ajunge să fii în rândul lumii. Ce însemna să faci ciclurile de școală, mutându-te dintr-un loc în altul. Ce însemna să faci pe jos, de când erai mic, clasele primare, câțiva kilometri pe jos. Ce însemna să-ți ajuți părinții la muncă. Domnul Dobreanu descrie foarte elegant elementele respective sociale. După aceea, poate pentru dânsul un dezavantaj, dar un avantaj mare în cunoașterea sociologică și psihologică a indivizilor, mulți se lăudau când lucrau undeva, ce grozav că aveau 30 sau 40 de ani vechime într-un singur loc. De nevoie, domnul Dobreanu a avut multe locuri de muncă, dar, repet, de nevoie, erau puține locuri unde te plimbai și te mutai, gen șantieriștii, gen cadrele didactice, gen medici și structurile militare. Redescrie foarte elegant și arată cum oamenii de diversele profesii se întruneau și își dădeau mâna, ca să zic, sub diversele aspecte, și pozitive și negative. Domnul Dobreanu, pe șantierele unde a lucrat, a ținut și specialiști în anumit rang, a întâlnit și deținuți politici. Și e bine punctat în carte capitolul acesta. E bine să-l vedeți și dumneavoastră. Domnul Dobreanu a arătat cum intelectualitatea simplă a satului își făcea cu adevărat datoria. Preotul satului și ceilalți intelectuali, nu peste tot, dar în general își făceau cu adevărat această datorie. Bătrânii veneau să se spovedească cumva la preot, zicând: părinte, e păcat că am luat și eu din ACAP-ul ceva. Nu-i păcat, că e din munca ta pe care oricum o risipesc alții. Da? Domnul Dobreanu lovește destul de bine, ca să zic așa, și injectorul de CAP-ul, când studenții, elevii, profesorii se duceau la muncă și munceau cu râvnă, iar secretarul de partid trăgea arul acela cu motor de Brașov, ca să nu se înțepenească, și își umplea frumos portbagajul cu bucatele alese. Bucuria mea este că nu pot să dau nume, că nici n-am reținut și nici nu-i cunosc pe cei, poate e un avantaj din punctul ăsta de vedere, ca să zic așa. Domnul Dobreanu a văzut ce a însemnat venirea cu adevărat a revoluției. A înțeles o eliberare a intelectualului, o eliberare, o câștigare a demnității, chiar dacă pentru unii, zis, revoluție, nu intru în detalii de genul acesta, pentru unii, într-adevăr, a fost poate chin, poate încă este. Dar domnul Dobreanu a avut deschiderea, a colindat și lumea, a avut și îmbinarea artelor, a avut toate elementele necesare unei adevărate activități demne. De asta v-am spus că această carte vine, ca să zic așa, ca o adevărată frescă socială, psihologică, sociologică, cum vreți să o luați. Finalul, în afară de călătoriile acestea, vine exact ca o spovedanie a familiei, dar nu făcută în fața duhovnicului și în fața dumneavoastră, cititorilor. Mulți tineri mi-aș dori să-i văd, să-i aud că au răsfoit cartea lui domnul Dobreanu. Eu rămân încântat ca un fiu vitreg adoptat, ca să zic, al romanului, și iubesc romanul, romașcanii și implicit pe domnul Dobreanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Într-o discuție pe care am avut-o cu prozatoare din Franța, o îndemnam să citească literatura română.
Și ea spunea, de ce aș citi eu? Pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care ar trebui să le știți voi, francezi. Și atunci am întrebat, există scrieri despre țărani? Da, există scrieri despre țărani. Există scrieri monografice despre sat, în care să fie prinse obiceiurile de mormântare, de... Da, există. Și mă gândesc că în ultimul timp, întâmplarea sau poate nu întâmplarea, m-a făcut să citesc numai puțin de 5-6 cărți din această zonă. Cartea lui Petru Chirică, Amintiri, în care aduce elogiul localității sale natale. Cartea lui Savin, Dealul Ghindoane, vorbind despre Hindău, Ghindoane. Chiar paginile, multe pagini din deja evocatul Alexandru Mihailă. Deci, iată că asistăm la o reîntoarcere foarte interesantă a viilor risipitori la sat. Este o nevoie de a ne reîntâlni cu sufletul pierdut. Și nu întâmplător, cartea profesorului Dobreanu începe cu preluca și ultimul drum este acolo. Înțeleg că cineva din sală vrea, a ridicat mâna, vrea două minute să spună, e vorba de domnul Tictivon și rog să o facă. Și vom încheia așa cum se potiță aici. Și așa cum e firesc cu cuvintele suflet, bănuiesc, n-am discutat nici deloc cu Dan Dimitriu despre ce va spune, dar îl invit să încheie manifestarea noastră după ce domnul Ticon va spune niște lucruri. Mulțumesc mult! Nu vă repez decât un sfert din timpul cât parcurge lumina de la soare și încă mare grija noastră. Pe mine unul mă leagă o mare prietenie de-a lungul a celor 35 de ani, poate mai mult, care au trecut, când aveam discuții cu prietenul nostru care este plecat și el la ceruri, Luci Vasilișin, un distins profesor de desen cu care comentam multe lucruri de la acele vremuri înainte din 90. Eu aveam și noi aveam discuții legate de orice natură, chiar și de filozofie. Am să-mi permit să aduc aminte acestui mare prieten al meu, ceea ce discutam într-o seară, undeva, legat de întrebarea care mi-o pusese mie. Că cine este el? Adică cine sunt eu? Și atunci am creionat, în seara aceea, câteva rânduri. Zice, cine sunt eu? Răspund eu, ești ceea ce ești. Îi șoptea Niot, precum o stea ce divin se zămâșlește cu dorința astrale vegheată în geneză. Cine sunt eu? Tu ești ceea ce ești, doar un finit. Infinit e numai Universul. Un spirit renăscut, rătăcitor, legat de vise, nume rătăcit pe o planetă vie răstignită. Cine sunt eu? Tu ești o cometă, vie trecătoare, prin Calea Lacteei, un pământean de o nouă din veche galaxie, din lutul divin al haosului veșnic și amintiri. Și îmi permit încă pentru 20 de secunde, pentru că mi-am permis 160 de secunde, să citesc tot dintr-un dialog care l-am schițat în urmă cu vreo 30 de ani. A fi sau nu fi. Eu. Immanuel Kant spunea că trebuie să te îndepărtezi de lucrurile banale ale vieții, cum ar fi banii și bunăstarea. Filozoful recomandă plimbările în aer liber, printre muzica frunzelor copacilor, să poată vedea gânganea minusculă care își face singurul cuib pentru miliardele de ouă, mici ca vârful de apă. El. Nimic nu poate fi mai trist când după o viață la catedră ești aruncat pur și simplu ca o măsea stricată sau poate ca pe o coajă de banană. Eu. Ce este omul? Este o clonă. Este Fiul lui Dumnezeu sau o pacoste divină pentru idealurile visate în copilărie. El. Oare meseria pe care o facem este cu adevărat un har, un dar divin? Sau nu este altceva decât o veșnică încercare de a găsi realitatea?
dincolo de prieteni, dincolo de soție, dincolo de copii, dincolo de școală. O realitate care se apropie omul de univers. Vă merg mai departe, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Merită, într-adevăr, aplauzele noastre. Aveam și eu pregătit un cuvânt scris, dar nu vreau să-l exasperez pe prietenul Gheorghe Andreineanu. Orele sunt înaintate. Și ar vrea să închei un lucru. Avem nevoie de prieteni. Prietenia, ca și dragostea, sunt acele pârghii ale nemuririi. Și dacă suntem prieteni, nu se poate să nu învingem cel mai serios adversar al nostru care rămâne timpul. Și iată cum Clepsidra învinge timpul printr-o carte, printr-un nume, prin prietenia care ne-a unit în această seară. Pentru că nu e ușor să vii, să stai ore întregi ascultând ceea ce spun cu justețe, cu inspirație, cu dăruire alții, când ai vrea și tu să spui foarte multe. Sunt convins că și doctorul Nazaritean și Satu Cramă și prietena noastră din totdeauna, Cornelia Jora, prin mâinile care au trecut milioane de cărți, nu exagerez cu nimic, sau distinsul poet Bostan, sau atâția și atâția, până și Cristi Prisacaru dă din cap și el ar avea probabil să spună ceva. Dar să recunoaștem ceea ce de fapt s-a și spus în această seară, că meritul principal al apariției acestei cărți îi se datorează lui Dan Dimitriu, care are un singur păcat, că nu-și mai scrie antunele odată. Deci îl invit să vorbească... Nu știu, probabil că va veni și vremea aceea. Sigur. Dar sunt convins că va fi cel mai bun dintre cei mai buni în această seară. E o provocare să vedem cum se va descurca. Limit lângă mine ca să aibă mai puține emoții și mai mult fir. Culmea că n-am emoții. Aș vrea să-mi prezint prietenul de suflet, Ioan Dobreanu, nu ca profesor, ci adevărat prieten. Cineva spunea că prietenia este mai presus de bani, femei și interes. La noi, într-adevăr, nu a stat interesul și n-au stat bani. Asta numai sentimentul, afecțiunea, vibrația. Și datorită lui am reușit să cunosc zona aceea de la poalele călimanilor. Ceva care efectiv te schimbă și îți dă o stare într-adevăr de feerie, de plenitudine. Fiecare a trăit sentimentul la iubire, a dragostei. Citind cartea veți vedea acolo cât de frumos, cât de curat prezintă luatul de mână al fetei cu care se plimbă pe malurile Mureșului. Acel platonism pe care în majoritatea generațiilor noastre l-am trăit și critică totuși și pe tinerii din ziua de astăzi, care nu știu decât la doua înfrățișare să aibă și sex și dacă botezul cu, adică nunta cu botez cu tot. Cu Ioan Dobreanu, cu Ioan Dobreanu și cu mulți alți prieteni pe care îi consider totdeauna prieteni, pentru că prietenii mei sunt prieteni de suflet. Am împărțit multe seri, adică ne-a apucat noaptea în zori, dimineața în zori și noi nu mai terminam de spus.
se poate confirma și câteva persoane sunt de aici care au mers în zona Piteștelui, Argeșului. Dar eu am avut ocazia să merg cu el în Călimani. Și tot după aceea, după o perioadă lungă de timp, am avut ocazia să merg cu Lucian Stroiță, tot în Călimani. Am văzut zone care rar pot fi prezentate și cred că nu vor reuși mulți să scoată în evidență imaginea și cea fotografică sau filmată, tot nu le dă exact imaginea pe care o ai la răsăritul ăla de soare în Călimani, dar și zona zăpodiei a satului Preluca. Am avut ocazia nu să merg pe drum, am mers pe jos, în vârf de munte și deodată, exact cum era la Machu Picchu, apare Preluca. Imaginea Prelucă este exact cum ar fi cheile Picazului văzute de sus. Identic este. Un mic cătun cu câteva case care au mai rămas acum, satul era mult mai mare, dar peisajul, jocul ăsta între verde crud, verdele brazilor și deodată pe lângă ei galbenul acela al stejarului, roșul acela nedefinit, exact cum și Eminescu spune de codri de arabă. E același lucru și acolo, în diferite timpuri, am reușit și am trăit clipe deosebite. Mămăliga e făcută pe pirostrie și cu melesteul cruce. Acolo este tipic. Și ce mai este tipic acolo este că încă și acum a rămas acea ospitalitate ardeleană, exact ca și ospitalitatea noastră moldoveană. Ceea ce demonstrează că de la întemeieri tot români suntem și români vom muri. Citind cartea, las la latitudinea dumneavoastră și la latitudinea colegilor lui profesori, care i-au cunoscut activitatea de profesori, activitatea de cetățean. Eu rămân cu sentimentul meu, trăirea mea, pe care am avut-o cu dumnealui, și cât o-i trăi, n-am să uit că am fost prieten cu acest om. Vă mulțumesc! Dimitriu a dus lirismul de care era atâta nevoie, pentru că, într-adevăr, există și peisaje lirice și zona evocată e într-adevăr așa. Vă mai spun că tot acolo veți găsi o cascadă incredibilă, absolut unică. După cum privit de sus, un loc unde, mă rog, e și o vârtă deschis și așa mai departe, se vede exact țara Ardealului pe care nu o descrie un Nicolae Bălcescu, ci Ioan Dobreanu, cu foarte multă maestrie. De altfel, am să închei cu un lucru din carte. La un moment dat ne avertizează când treceți spre Toplița, opriți-vă la Monumentul Ostașilor Români, și este un punct de reper. Și, într-adevăr, ne demonstrează că acolo, la Toplița și prin împrejurim, este o insulă de românism care nu a putut fi niciodată anulată, strivită, indiferent dacă a venit von Bulow sau ungurii lui Horthy sau rușii lui nu știu cui. Se cuvine, în calitate de oaspet de onoare, toți cei de față, să mulțumim gazdei noastre, directoarea bibliotecii George Radu Meliton, și să-i dăm ei ultimul cuvânt, ca să ne dea afară, nu? Că l-au spre asta e vorba. Mai ales ca să le existe mulțumim
invitațiilor noștri de astăzi, îi așteptăm și cu o altă ocazie. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi în acest început de primăvară, deși iarna se încăpățânează să rămână. Considerați asta un mărțișor literar și pentru că suntem într-o bibliotecă, o să încheiem, așa cum am mai făcut și altă dată, cu rugăciunea cititorului, și anume, dimineața, în fața mesei pline de cărți, te rugăm pe tine, Dumnezeul cărturarilor, foamea noastră de lectură, cea de toate zilele, dă-ne nouă și astăzi. Vă mulțumim!